LPS Suceava va participa zilele următoare la turneul final al campionatului național de volei masculin pentru cadeți, divizia elită. Competiția va avea loc în sala Dumitru Pernicu a liceului cu program sportiv Suceava. Formația pregătită de Bogdan Maxim a ajuns între cele mai bune 6 echipe din țară la această categorie de vârstă, din postura de ocupant a locului 2 în seria A a turneului semifinal, cu un bilanț de 5 victorii și 3 înfrângeri. LPS Suceava mizează în actualul sezon pe următorii jucători: Ioan Verciuc, Valeriu Verciuc, Luca Ghiuța, Andrei Nemțoi, Cristian Lozneanu, Cristian Răileanu, Eduard Anani, Matei Truscan, Cosmin Bujniță, Adelin Găină, Andrei Cojocar, Ștefan Pavel, Marian Movilanu și Alexandru Andrușcă. Alături de gazdele de la LPS Suceava la turneul final sub 17 ani vor mai juca CTF Mihai I București, CSŞ Zalău, CSM București, LPS Piatra Neamț și CSŞ 2 Baia Mare. Voleibaliștii de la liceul cu program sportiv Suceava vor fi prezenți și la turneul final al diviziei elită din campionatul național sub 19 ani, juniori. La această categorie de vârstă, lupta pentru medalii se va da la Dej în perioada 15-19 mai și va mai reuni la start echipele CSŞ Zalău, Viitorul Cluj-Napoca, CTF Mihai I București, CSM București și Lapidej.